Bună și ne-am găsit la un videoclip la mine pe canal. Astăzi revin cu un clip de prose terminate. Cred că a trecut o grămadă de timp de când n-am mai filmat din poziția asta, doar că astăzi am geamul gol, e lumină, intră soarele și am zis că nu, trebuie să profit. Așa că m-am mutat aici. Este prima dată când folosesc lumina naturală după mult timp. Pentru că știți că eu de obicei folosesc luminile profesionale. Se vede acolo undeva. Așa. Înainte de a trece la subiectul principal, vreau să vă zic ce port pe buze. Și port o combinație asta mai bold, așa. Între creionul de la LA Girl Lip Liner în alta Deepest Purple. Ăsta parcă l-am de pe Zenobia, dacă nu mă înșel. Așa, și un ruj, ăsta este un, pe el scrie MAC, nu cred că este MAC, dar este un ruj foarte frumos, o nuanță foarte frumoasă. L-am primit chiar recent și îmi place foarte mult nuanța lui și cum se vede. Și hai să trecem la prose terminate pentru că am o plasă plină. Astăzi când filmez suntem în 24 aprilie, am vrut să mai aștept să se mai adune, dar pur și simplu dă pe afară. Haideți să vă arăt. Ok, și cam așa arată plăsuța. Am să o pun pe aici, pe undeva. Ok, și încep cu primul lucru care este de aici. Este crema de corp de la Soap & Glory Smoothie Star. Dacă aveți cum să puneți mâna, stați în Marea Britanie, acolo știu când se comercializează. Sau dacă cunoașteți pe cineva care stă acolo și poate să vă facă rost de acest produs și vă plac produsele super dulci și super aromate, vă recomand. Eu mereu zic că miros a prăjituri cât pot ce o folosesc. Vedeți că mai are pe fundul ei aici, dar mă chinui foarte mult să o scot și nu mai am chef. Plus că o am de foarte mult timp și deja m-am săturat într-un fel de miros și vreau să încerc și alte produse. Dar a fost foarte bună, intră relativ repede în piele și chiar mi-a plăcut. Un alt produs care s-a terminat este de la Ella Derm. Este o loțiune micelară, se numește Micelium. Eu o foloseam pentru demachierea feței, mi-a plăcut foarte mult cum demachia tenul și faptul că am lăsat tenul așa foarte luminos, de pur și simplu mai aveam chef să mai mă dau cu ser sau alte tâmpenii. Bine, nu sunt tâmpenii, dar ați înțeles vă ideea. Mi-a plăcut foarte mult, văd că mai am aici o gură pe fund, dar nu mai iese. Următorul produs este un balsam de la Pantene Prove, Full and Thick. Este un, am zis balsam, e șampon, scuzați-mă. Este un șampon bunicel, nu pot să zic că m-a dat pe spate. Îmi place cum miroase, mi-ar fi plăcut ca mirosul să se păstreze în păr, nu se păstrează. Apoi, de la Bliss am această mască, este Bliss in the Honey Mega Moisturizing Lavender Honey Mask. Efectiv am consumat-o, mirosea foarte bine a miere, puțin a lavandă, dar nu ceva care să te deranjeze. Eu o aplicam într-un strat destul de gros pe față și îmi hidrata foarte bine tenul. Știu că produsele Bliss sunt foarte bune, dar din păcate, din câte știu eu, nu se gândesc la noi în țară. Eu am primit din America. Am și șervețele de la Sensate. Asta nu știu de unde le tot iau. Cred că din Carrefour. Și șervețele basic, n-am ce să spun prea multe. Apoi, de la Dove, Nourishing Secrets Glowing Ritual, este un săpun de mâini. Parcă îmi place mai mult varianta originală sau varianta cu vanilie, cred că am mai încercat. Asta nu pot zic că m-a dat pe spate. Am încercat să-mi curăț și pensule, burețelul cu el, dar la fel nu m-a dat pe spate. În schimb, ce m-a dat pe spate este săpunul de la Dove. Nu l-am terminat complet, dar am să vă pun aici ca să vi-l arăt. Miroase foarte bine. Este Gentle Exfoliating Beauty Cream Bar, așa. Este săpunul de la Dove pe care eu îl folosesc pentru a-mi curăța
burețelul, n-am încercat să-mi curăț și pensulele, să încerc să-mi curăț și pensulele, ar trebui să-mi curăț și pensulele, dar îmi place foarte mult, cineva mi-a recomandat să fac chestia asta și de când o fac sunt destul de mulțumită, nu aveam foarte mare încredere în metoda asta, dar ea a zis că face chestia asta de foarte mult timp și se împacă foarte bine și ar trebui să încerc și eu. Următorul produs este la Long Color și este vopseaua cu care m-am vopsit eu ultima dată din gama Hemp Style 10.12 Blond Supreme Perlat. Îmi pare rău că pe cameră nu se vede cum se vede în realitate. Mă uit aici pentru că am oglinda. În realitate bate mult mai mult spre un galben. Nu e chiar pui, dar duce un pic spre pui, lucru care mie îmi place, nu știu. Știu că multă lume urăște galbenul pui, mie îmi place, n-am nicio problemă cu el. Mă bucur foarte mult că m-am împăcat bine cu el, mi-a plăcut foarte mult această vopsea pentru faptul că, deși nu știu dacă nu conține amoniac, e posibil să conține amoniac, însă nu s-a simțit mirosul ca la... Pardon, ca la vopseaua de la L'Oreal, deci la vopseaua de la L'Oreal, ultima pe care am folosit-o, cea la care am și plâns după ce m-am vopsit pentru că nu mi-a plăcut culoarea, la aceea m-au usturat efectiv ochii, la asta nu s-a simțit, așa arată, îmi place foarte mult și o să țin minte care este nuanța pentru că am de gând să o recumpăr. Mai am o vopsea de la Long Color Expert, numai că e din altă gamă, ceva cu oil... Nu știu cum. O să vedem când o să fie cazul să mă vopsesc. Eu de obicei mă vopsesc cam la... Ca să fim înțeleși, nu mă vopsesc pentru că am fire albe. Mă vopsesc pentru că îmi place aspectul de păr uniform, culoarea uniformă de sus până jos. Și din cauza asta. Și pentru că uneori simt nevoie de schimbări, cum a fost acum. Dar eu având rătăcinile oricum destul de deschise la culoare, se vede frumos, se vede când îmi crește, cam așa, se vede ca și cum aș avea un fel de ombre în cap și mie îmi place, nu pot să zic că... Ok, trecem la următorul produs. Șervețele Bevola Kaufland. Cred că astea îmi plac cel mai mult. Apoi, am aici un ulei de avocado, nu știu dacă focalizează, ok, de la Miam. Eu l-am folosit pentru tălpi, pentru picioare. Puneam câteva picături în crema de picioare pe care o foloseam sau crema de corp pe care o foloseam și aplicam pe picioare și am picioarele super, super catifelate. Apoi, ce mai avem aici? Avem o altă apă micelară. Asta este de la Girovital. Mi-a plăcut foarte mult. Știu că în clipul pe care l-am filmat, cel despre bătălia apelor micelare, am zis că asta nu cred că o să-mi placă, însă mi-a plăcut foarte mult. În primul rând mi-a plăcut și mirosul. Mirosul așa un pic ca gutuie, ce obțin cu asta mă cea pe mine, la asta mă cea pe mine cu gândul. Eu o foloseam pentru ochi, pe asta și pe asta pentru față. Și mi-a plăcut. Ce mă bucur a fost faptul că a avut doar 150 de mililitri, pentru că eu mă plictisesc destul de repede de apă micelare. Îmi place să testez cât mai multe și să le tot alternez. Și când am văzut că e atât de mică și se termină atât de repede, am zis, yay! Pentru că, nu știu, mie îmi face plăcere să termin produse. Am aici ceva ce arată groaznic, cu fire de păr, cu... Da, cu chestii. Este o lumânare... Nu prea mi-a plăcut, vă zic sincer, nici nu mai știu de unde am. Cred că am primit-o cadou, cred că am primit-o de la mădă, nu știu dacă de la ea sau, dar nu prea mi-a plăcut. Apoi am o pastă dinți de la Colgate, Max Fresh, Cooling Crystal. Îmi place că e mentolată, e răcoritoare. Așa, apoi, gelul ăsta deci a fost super mișto. De la Crowther, de la Life Care. Foarte tare, deci nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. Mirosul e foarte, foarte drăguț, așa floral, ceea ce curăță și relaxează, da, clar m-a relaxat,
Trebuie să mai pun produsele pentru că am foarte multe. Aici a fost o sare de baie de la Lumea Lavandei sau Lavanda de Galați, nu mai țin minte cum îi zice. Mi-a plăcut, mirosea foarte puternic. Așa. Apoi, altă sare de baie, de acasă la Pelamar. Mi-a plăcut foarte mult ambalajul, deși ocupă mult spațiu, dacă să te gândești. Aici venea cu 4 pliculețe, destul de consistente cu sare de baie. Eu am folosit un pliculeț de 2 ori, parcă o să chiar de 3. Așa, mă gândesc să refolosesc ăsta. Nu știu, poate să pun dischete de machiante aici. Ar fi o idee. Nu mai gândesc ce fac cu ea, parcă n-aș arunca-o. Ok? Și, că tot vorbeam de sare de baie, așa arăta un pliculeț. O sare de baie fără miros, pur și simplu relaxa musculatura și da, cred că le-am pus pe toate sau eu tot scot produse de aici. Iar aici am avut sare de baie, tot așa la Lavanda, Lumea Lavandei. E așa niște cristale care dădeau un miros foarte puternic în cadă. Apoi, am aici un parfumel. Cine zice că dacă stai în casă nu trebuie să dai parfum, se înșală. Am un parfumel de la Infinite Love în aroma K166. Nu mai țin minte ce parfum era aici. Am mirosit interesant. Vă zic sincer că eu cu parfumurile astea, adică parfumurile astea, cu parfum în general, m-am dat și pe mâini, ca și dezinfectant uneori. Recunosc. Așa. Apoi, dischete. Le-am luat astea de la Bella. Știu că atunci când eram mai mică nu-mi plăceau dischetele de la Bella. Nici acum am pus zic că mă dau pe spate, dar pentru că n-aveam altceva. S-a terminat serul de la Elmi Plant Multicolagen. Îmi place foarte, foarte mult. Este a doua oară când îl am, dar am făcut pauză de la el pentru că mi l-am luat pe cel de la Revolution Skincare sau cea genul ăsta, care îmi place foarte mult și acela. Ăsta are foarte mult parfum. Dacă vă deranjează parfumul în produs, atunci nu e pentru voi. Am aici un parfum de la Tomorrow, de la Avon. Tomorrow miroase foarte, foarte bine. S-a terminat. Când vine vorba de parfumuri, eu nu sunt cea mai potrivită să explic chestia, adică nu... Nu. Am terminat acest Crystal Priming Spray de la ColourPop Amethyst. Era un spray de față tip primer. Chestia cu el este că uitam de foarte multe ori să mi-l aplic. Da. Nu pot să zic că am văzut ceva wow, înătățiri, dar l-am folosit acolo. Apoi, am rimelul de la Giordani Gold, Iconic. Asta este a doua oară când îl folosesc. Să vi-l arăt. Arată așa, pensula. Am văzut că știu că Georgiana Dumitra, dacă nu mă înșel, îl folosește și îl super mega laudă și recomandă. Sau îl super mega lăuda și recomanda. Însă, nu, pentru mine nu a făcut nimic interesant. Nimic wow. Am aici pudra de la L'Oreal, Nude Magic BB. Mi-a plăcut foarte mult, dar mai are foarte puțin pe margini și ea pe spate aici zice că a expirat. Știu că aș putea să o mai păstrez oricum. A expirat în ianuarie și de-abia acum mă despart de ea. Pentru că dacă aveți grijă de produsele voastre de tip pudră, nu le lăsați în deschise, la soare, la așa, le puteți prelungi o durata de viață, dar nu mai țin pentru că mai are foarte puțin și mă enervează când bag pensula, având o pensulă aia foarte mare, stufoasă de la Real Techniques, când o bag nu ia produs ca lumea pe ea. Apoi, un produs care din păcate mi-a expirat, mai aveam foarte, foarte puțin, mi-a plăcut, de la Schwarzkopf Bliss Fiber Therapy. Știu că pe asta l-am primit de la Natalia, pe care dacă se uită Omega Pup. Mi-a plăcut pentru că eu îl foloseam seara înainte să-mi fac cuțele împletite și îmi stătea părul foarte bine. Mă uit că e cineva care
iese pe geam și probabil că se uită la mine și zice ce fac făcând și fata asta în fața geamului. În fine, trecem peste. Cert e că mi-a plăcut, aici mai avea foarte puțin oricum. Apoi am o mini pastă dinți de la Pelamar cu mentă. Bunicică, nu pot să zic că m-a dat pe spate. Apoi, de la Avon am și Today, mi-a plăcut foarte mult. Sincer să fiu, eu sunt persoana aia care nu poate să se hotărască între Today și Tomorrow. Îmi plac ambele. Mai sunteți și voi ca mine sau sunt doar eu o ciudată? Și mai avem un parfum tot de la Avon. Ăsta este Attraction for Her. Ăsta l-am primit de la Mihaela Vârcu, pe care o pup și o salut. Așa, apoi am un fond de ten de la Fenty Beauty, Nața Linen. Aș mai putea să mai scobesc pe aici, să mai, dar nu mă mai chinui. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Îi mulțumesc mult fetei căreia mi l-a trimis, se știe ea. Așa. Am terminat și acest anti-charcan de la, cum îi zice, mereu uit. Nu mai știu cum îi zice. Am uitat. Astor? Cred că de la Astor. Fază că l-am și de foarte mult timp și na. Mai am o de-asta de sensate, o de-asta de... Așa, arunc acest tuș de la The One. Ăsta foarte ceabe, așa. Jumbo eyeliner, să vedeți cum arată. Dacă reușesc să-l deschid. Arată așa, sper că nu m-am mutărit. Faza cu el este că când îmi trăgeam codițe, dacă îmi lăcrima puțin ochiul, se ducea tot, mi se întindea pe cealaltă parte, sus, foarte greu de aplicat, de făcut codițe cu el, nu-l recomand groaznic. Un alt produs de tipul groaznic nu-l recomand, deși la început mi-a plăcut, asta e a doua oară când îl am. Ok, se pare că sunt întreruptă de toată lumea. Da. Ce vă ziceam? Vă ziceam de tușul ăsta. E a doua oară când îl am, este de la Essence. Super Fine Eyeliner, arată așa. Dacă nu vă trasați codițe așa cum am eu acum, ci doar vă faceți dungă până aici, atunci da, sunt bune, e bun produsul. În rest nu, pentru că să vă arăt și de ce. Vârful ăsta se face așa, vedeți? E foarte enervant și nu, m-am și murdărit pe mână pentru că mai avea, dar eu nu mai folosesc așa. Ok. Ok, apoi am acest anti-charcan de la Kat Von D în lanța L1. Arată așa, era foarte deschis. Băi, pe ăsta l-am consumat. Deci, nu știu dacă observați, dar e efectiv gol. Am luat de pe pereții lui și încă mai trag de el până când îmi vine anti-charcanul de la, pe care l-am comandat de pe Pink Panda. Este bun, este destul de gros, este destul de, nu știu, greoi, dar combinat cu altceva a mers bine, mai am parfum. Asta este Love Potion Secrets. Vreau să vă zic o chestie, pentru că nu vreau să credeți că toate produsele astea sunt terminate, începute și terminate într-o singură lună. S-au terminat luna aceasta, dar asta nu înseamnă că eu am început să le folosesc fix în luna asta. Am un ulei de la Solaris, de salvie, din păcate a expirat. N-am apucat să folosesc foarte mult din el. Nu este mirosul meu preferat. Apoi, ăsta știu că l-am de la Modelina, de la Cluj, pe care o pup. Volume Obsession, de la Douglas. Nu mă așteptam să-mi plac atât de mult, dar chiar mi-a plăcut. Și să vi le arăt cum arată. Arată așa. Foarte tare. I'm impressed. Așa. Nu mi-e să cred că am reușit să termin o ojă. Dacă vă vine să credeți mie, nu. Este de la Essie.
o lanță superbă pe care m-ați tot văzut purtând-o este lanța By Me A Kimi 82. Îmi place foarte, mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut foarte rău când am terminat-o, dar a fost în Project Pen, lucru care pe mine mă bucură că am terminat-o. Apoi, Pharmacy Stay Matte Mineral Enriched numărul 01. Mi-a plăcut foarte mult fondul ăsta de ten și mi-a părut rău că am doar o singură mostră cu 01, pentru că am și 2 și 3 și 4, însă mi-am cumpărat ceva care să mă ajută să deschid aceste produse și de-abia aștept să îmbină. Și mai am o mască Glee Blackhead Peel Off Mask. Băi, super tare masca asta și mi-a plăcut foarte, foarte mult. O puneam pe nas și pe bărbie și chiar scotea chestii. Iar aici am burețelul meu de la de la Cupio, care săracul este traumatizat total. Așa să fac și eu chestia aia, să tai burețelul de nas dacă e ceva în el. Haideți că aduc o forfecuță. Am adus și forfecuța și să vedem. Bine, nu cred că poate să aibă ceva în el, dar evident că n-are, dar na. Am zis să încerc. Se vede așa produs, cum a absorbit. Bine, n-am tăiat-o foarte bine, dar vedeți că pe margine are ceva maro. Da. Yes. Ok, ăsta a fost clipul. Foarte, foarte multe produse, dar eu mă bucur foarte mult pentru că am... am terminat produse pentru că, nu știu, dacă stăm acasă, nu înseamnă că nu trebuie să avem grijă de noi, de cum arătăm, de cum, nu știu. Mie îmi place să folosesc produse, îmi place să le termin, să le încerc, să le testez și să vă zic și vouă despre părerea mea. Ăsta a fost videoclipul, dacă v-a plăcut dați un mare like, un comentariu, abonați-vă, apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să ai zi superbă! Pam, pam, pam!